Activitate deosebită desfășurată cu ocazia Zilei Mondiale a Apei. Pentru a marca această zi, micuții de la grădinița Voinicel din Reghin, îndrumați de educatoare, au participat la o lecție deschisă despre apă, resursa indispensabilă pentru fiecare dintre noi. Milităm pentru protecția naturii, pentru protecția viitorului acestor copii. Astăzi copiii, mai mult decât oricând, învață cum se protejează apa, cum să evite poluarea. Ei știu multe lucruri, o să vedeți despre poluare, cu ce, de câte feluri e poluarea, câte tipuri de ape, să știu foarte multe. Activitatea a debutat cu un concurs de cultură generală pe teme ecologice. Preșcolarii au ascultat și au dezbătut cu mult interes importanța apei în viața noastră. Ce întâlnim apa în natură? Sub ce formă întâlnim? Sub fulg de zăpadă, sub gheață, rouă, frumă și picături. Sunteți de acord? Da! Ați văzut vreodată pungi aruncate pe turi în apă? Pe măsură ce au aflat lucruri noi, micuții au arătat că și ei dețin multe cunoștințe despre protejarea apelor. De exemplu, în acest chenar, unde apa este neagră, neagră, de ce am colorat cu negru? Pentru că apa este cum? Murdară. Murdară sau îi spunem? Poluată. Poluată. Niște butoaie sunt niște substanțe care otrăvesc apa. Așa este. Ziua Mondială a Apei este sărbătorită în fiecare an pe 22 martie pentru a atrage atenția lumii întregi asupra importanței apei și gestionării durabile a resurselor de apă dulce.